Un bărbat de 42 de ani din Mioveni a rămas fără piciorul drept din cauza unei tumori. Iulian Radu a fost operat la Spitalul Județean și ulterior s-a constatat că are cancer. Transferat la București, medicii din capital au decis să-i amputeze piciorul, unde exista un risc mare de infecție și din cauza diabetului. Mai mult, omul a făcut și un infarct, având două stenturi la inimă. Ajuns în această situație, bărbatul a încercat să-și întocmească dosarul pentru a primi gradul de handicap. Decizia Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap a fost însă una total neașteptată, gradul 2 de handicap fără însoțitor. Cei de la comisie s-au exprimat la faptul ca și cum, ce ai, îți crește piciorul la loc. Cam asta a fost exprimarea dânșilor. Deci că dacă am un picior sănătos, îl am, tu nu mai contează. Te descurci. Singur. Singur, da. Singur. Ceea ce mi se pare absurd. Să poți să te descurci singur într-un picior, vedeți? Și dumneavoastră, una e când te naști cu o dezabilitate de genul. N-am un picior, n-am o mână, n-am o ureche, nu aud, sunt mut. Și alta e când trăiești până la 42 de ani, tot organismul, sănătos tu și n-ai nimica și rămâi fără, e greu să te adaptezi acum. Pentru a putea supraviețui, bărbatul face câteva drumuri pe lună la spitale. Soția este nevoită să caute înțelegere la șefi pentru a-l putea însoți sau apelează la rude sau prieteni care îi pot da o mână de ajutor. Cred că undeva la 5 drumuri, dintre care două drumuri sunt cele mai lungi la București, la spitalul, la Institutul Oncologic Fundeni, unul la Câmpul Lung și două în Pitești. Probleme tot timpul există și va exista. Oriunde lucrezi, oriunde te duci, oriunde, tot timpul vor exista. Nu există probleme în momentul în care ești patron. Aia e altceva. Ești patron, pleci când vii, vii, mă rog, pleci când vrei, vii când vrei. Ești altul. Tot timpul va avea probleme la serviciu cu chestia asta. Dar de multe ori se înțelege, dar astea sunt... Temporare. Da, exact. Nu poate fi mers de la infinit. Și de multe ori trebuie să apelez la cunoștințe, la prieteni, la socră meu, ca să meargă, să meargă cu mine. Iulian este vizibil afectat de bolile pe care trebuie să le ducă, însă consideră că cei care conduc țara ar trebui să facă legile cu mai mult simț de răspundere. Problema e că statul lovește pe mulți, nu numai pe mine. Legislația și nu numai asta. Cam multe legislații în România sunt făcute mai rău ca în armată, adică la apelul de seară, dacă știți expresia. În armată te duceai la 8, la 7 seara, venea apelul de seară, trebuia să fii prezent la apelul de seară, făcea apelul, plecai după aia, n-am mai avea treaba, așa și aici cu legile. Le-au făcut la apelul de seară, hai să facem legi și legislații. Adică pe repede înainte. Exact. Asta văd că merge așa. De cealaltă parte, reprezentanții Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap susțin că decizia a fost dată în baza legilor existente. Ordinul 760/1992/2007 cu modificările și completările ulterioare, există o anexă la fiecare afecțiune pe care o are persoană. Da? Amputațiile de coapsă, 1 pe 3 medie, sau amputație de picior, de gambă, nu că nu se încadrează, se pot încadra și amputațiile la gradul 1 cu asistent personal, da? În funcție de niște explorări funcționale pe care persoana trebuie să și le adauge la dosar. Dacă oscilometria spune că piciorul sănătos este funcțional, celălalt picior amputat, într-adevăr, se încadrează la accentuat permanent dacă persoana nu poate fi protezată. Da, adică nu permite a purta proteză. Poate să se încadreze și la gradul mediu o persoană care are amputată o coapsă și îi permite să poarte proteză, se încadrează la gradul mediu. Deci nu sunt atâtea persoane care au amputație de coapsă 1 pe 3 medie și au gradul 1 cu asistent personal pentru motivul că nu a putut permite purtarea unei proteze piciorul amputat și celălalt picior nu este funcțional. Din păcate, cazul lui Iulian nu este unul singular. Multe persoane se luptă cu sistemul pentru obținerea unor drepturi de care, în mod normal, ar trebui să beneficieze. Numai că legile făcute pe repede înainte și birocrația stufoasă duc la situații care îngreunează și mai mult viața unor persoane lovite deja de soartă.